școlii eco-școlii numărul 3 Suceava, să dăm orașului o nouă haină a prospețimei, a curățeniei și să le formăm un comportament ecologic. Probabil n-au fost elevii școlii noastre sau, dacă au fost, nu și-au însușit la timp regulile de conduită ecologică. Evident, nu dau un exemplu pozitiv copiilor. Sper să învețe de la cei mici. Suntem la curățenia, faza pe cartieri, ca să spun așa. Am participat și eu personal în cursul zilei de marți în cartierul Buza Vodă. Voi participa din nou pe ziua de vineri, în ziua de vineri în zona parcului Șipote. Avem o acțiune mare acolo, primăria cu firma Rosal, cu copiii la școala Philadelphia, de asemenea cu cei de la Rom Silva, s-au anunțat și cei de la ISU, vor să participe alături de noi. Deci vom face muncă patriotică, ca să spun așa, curățenie în parcul și poate în ziua de vineri la ora 10. Evident, noi, școala noastră, în fiecare an, de câteva ori pe an, avem astfel de acțiuni în oraș, în jurul școlii, parcurile din jurul școlii, străzile pe care le încercăm să le păstrăm într-o curățenie și prospețime.